Bine v-am regăsit, stimați telespectatorii, și vă mulțumim de fiecare dată că rămâneți alături de Capital TV. În studioul nostru, în această seară, îi avem prezenți pe doi dintre membrii marcanți ai organizației PNL Petrila, doi oameni care vor candida la viitoarele alegeri locale. Este vorba de domnul primar fost și dumnealui speră și viitor, Ilie Păducel. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Dumnealui candidează, după cum v-am spus, la funcția de primar al orașului Petrila și tot o mai veche cunoștință a noastră, domnul Adrian Gheorghe Burdea, două mandate consilier local în aceeași echipă cu domnul Ilie Păducel și cu PNL Petrila. Bine ați venit și noastră! Bună ziua și bine v-am găsit! Domnilor, campania electorală, deci nu mai discutăm de precampanie, de nu știu ce, deja o săptămână s-a cam dus, cam duce. Domnule primar, domnule Păducel, cum merge campania în Petrila, campania PNL Petrila mă interesează, că pentru că suntem la o emisiune unde reprezentați acest partid și această organizație locală. Așa este, de câteva zile a început campania electorală și la Petrila, din păcate mai cu restricții, să zic așa, și din cauza multor cazuri de pandemie, de coronavirus din orașul Petrila, sunt foarte multe cazuri. Am ajuns ca localitatea Petrila să fie avertizată inclusiv pe bună dreptate de prefectul județului, pentru că nu se mai stăpânesc cazurile de COVID în Petrila. Apropo, s-au deschis restaurantele în Petrila? Nu s-au deschis restaurantele în Petrila, tocmai din această cauză. Eu consider că de la început nu s-a insistat pe respectarea cu strictețe a măsurilor și regulilor stabilite de specialiștii din sănătate și de către cei de la din Guvernul României. S-a neglijat, pur și simplu s-a luat, cum să zic, așa, nu s-a luat în serios această problemă și, bineînțeles, am ajuns în situația în care suntem acum. Este greu de a te... Este, practic, interzis și n-am făcut-o nici într-una din zilele de campanie și, nu știu, nici în viitor n-o să facem, să ne întâlnim cu oameni mulți, cum era... Pe vremuri să se facă campanie, să se organizeze întâlniri sau adunări și așa mai departe. Ne-am întâlnit în grupuri foarte restrânse, păstrând distanța, purtând mască, am discutat cu oamenii și puteți acum discuta foarte mult pe internet, da, pe Facebook, acum, pe alte forme, WhatsApp, știu. Vin cu colegul Adi Burtea de la întâlnire cu cetățenii din 8 martie, de la câteva blocuri acolo. O să amintesc la postul dumneavoastră de televiziune inclusiv problemele care s-au ridicat de către cetățeni în zona respectivă. Continuăm campania, trebuie să respecte măsurile stabilite pentru că anul școlar, începerea anului școlar 14 septembrie bate la ușă și este nevoie ca în perioada care a rămas administrația locală să ia toate măsurile pentru a crea condițiile corespunzătoare în școli și grădinițe de pe raza orașului și, bineînțeles, cetățenii să păstreze și ei calmul, să păstreze și să respecte măsurile pentru că nu este glumă cu acest COVID. Da. Aș dori și eu să fac o completare cât se poate. Mă rog. Fac și eu un apel către cetățenii orașului Petrila să încercăm să respectăm toți împreună cu noi, cu administrație, cu toată lumea, măsurile pentru binele nostru și să ieșim cu bine, să trecem cu bine de această criză și de aceste probleme care sunt, având în vedere că sunt foarte, foarte multe cazuri în orașul Petrila.
Am ajuns astăzi la un număr de 48 de persoane active, cazuri active, și trebuie să încercăm să trecem cu bine peste aceste probleme. Da. Dacă tot ați intervenit, domnule Burdea, aș vrea să vă uitați acolo în cameră și să vă prezentați petrilenilor care poate vă cunosc mai puțin. Da. Și eventual să ne și spuneți tuturor ce v-a făcut să continuați în actuala echipă și alături de domnul Ilie Păduceanu. Deci sunt membru al organizației PNL Petrila din anul 2015, consilier local tot al orașului Petrila din anul 2012. Am ales echipa PNL Petrila pentru seriozitate, corectitudine, o echipă tânără, o echipă frumoasă, serioasă, și eu lucrez și în domeniul minier la mină la Lonea, inginer electromecanic, și tot timpul am pus, inclusiv la locul de muncă, preț pe corectitudine și seriozitate. Și din acest motiv am rămas în aceeași echipă, nu mi-am schimbat, indiferent că am pierdut alegerile în 2016, nu mi-am schimbat opțiunea politică. Probabil dacă o schimbam, aveam alte beneficii, dar am preferat să rămân în această echipă, să facem o poziție constructivă la oraș, la Consiliul Local al orașului Petrila, și să încercăm să câștigăm alegerile din 2020, să facem, să continuăm ce a rămas început în 2016. V-aș întreba cu o paranteză, vi se pare că nu s-a continuat? Sunt foarte multe, sunt foarte multe proiecte care, mă rog, au rămas necontinuate, unele s-au abandonat efectiv, nu s-au mai vrut, fiind proiectele domnului Păducel, și sunt multe în continuare de făcut. Noi suntem serioși, nu am mințit cetățenii și nu o vom face nici de acum înainte. Da, domnule primar, eu tot primar vă zic așa, și la președinte. Și dacă a fost, e președinte, nu mai e președinte, lumea îi spune domnul președinte. Deci eu așa vă spun. Pentru că așa știu că se, primar. Așa știu că se spune. O să spună oricine ce vrea. Dacă ai fost primar, primar rămâi până mori. Eu v-aș întreba așa. Colegul dumneavoastră mai tânăr a vorbit de corectitudine și seriozitate. A existat corectitudine și seriozitate în primăria Petrila când dumneavoastră ați fost primar? Și încă ceva, tot de la dumnealui luat, ce proiecte nu v-au fost duse la capăt? Sau au fost omise doar pentru că au fost făcute de Păducel și nu mai trebuie? Dacă încerc să vă răspund la prima întrebare în modul următor. Eu zic că faptele și realizările noastre, ale mele și ale echipei cu care am lucrat și din primărie și din cadrul Consiliului Local, scot în evidență seriozitatea, maturitatea profesională și chiar politică, dar mai mult administrație s-a făcut, și cred că am, așa cum arăta și colegul Burdea, am fost și suntem o echipă foarte serioasă, nu am mințit niciodată oamenii, nu am promis cetățenilor din Petrila decât ceea ce am putut să realizăm. Sunt multe lucruri care au fost realizate și inițial n-au fost promise, lucruri care au ieșit din discuțiile și întâlnirile cu cetățenii, și tot pe principiul acesta vrem să mergem și în continuare. Avem o echipă foarte bine închegată, foarte bine sudată, o echipă mult întinerită și o echipă de profesioniști, o echipă din toate domeniile de activitate. O să vorbim de echipă, așa, doar vreau să-mi spun ce nu s-a făcut, da, ce nu s-a continuat. Sunt multe proiecte care, sau sunt o parte din proiectele care s-au continuat în orașul Petrila, proiecte inițiate de mine și echipa mea,
Dar au fost și o parte din proiecte uitate, cum ar fi reabilitarea și modernizarea cinematografului din Lonia. Nu s-a făcut aproape nimic în ceea ce privește amenajarea domeniului schiabil, un proiect foarte, foarte mare. Nu s-a făcut aproape nimic în ceea ce privește amenajarea parcului eolian din Dobraia. Ba mai mult decât atât, sunt lucrări care unele au fost făcute, cu toată răspunderea o spun, de mântuială, sau altele au fost investiții abandonate și închise, cum ar fi microhidrocentrala de pe Taia, care cât de cât aducea la bugetul de orașului un venit. Lucrări făcute de... Cineva îmi dă un mesaj, proiectul cu gazul spre satele aparținătoare, zice, abia acum s-au trezit. Da. Zice, de 8 ani ne tot mint. Da, tot... și de 2 ani a apărut așa legea și putea să înceapă, dar acum s-au făcut primele săpături. Și domn Vasile. Da, o să facem, o să îi asigur pe cetățeni că localitățile aparținătoare orașului Petrila și străzile și zonele unde nu este gaz o să fie în următorii 4 ani, pentru că prima preocupare și prima, să zic așa, primul obiectiv al nostru, al meu și al echipei mele, este extinderea de rețele de gaz și mai ales avem garanția și asigur cetățenii că cu siguranță se va face, că sunt bani la Guvernul României, inclusiv pentru branșamente, nu numai pentru extinderea rețelelor de gaz, inclusiv pentru branșamente. Vreau să continui ideea cu lucrări făcute de mântuială și aș da exemplu asfaltul pe drumul de centură, aș da exemplu zidul de sprijin de pe Pârâul Moșici și multe, multe alte exemple care pot fi date și care administrația actuală cu siguranță le știu. Le-am mai spus și la alt post de televiziune, le vom spune și în continuare, poate îi sensibilizăm cumva să, și mai ales pe cetățeni să înțeleagă că n-are rost să se lucreze, să se cheltuiască banii, că suntem prea săraci să facem lucrări de slabă calitate sau de mântuială. Mai bine trebuie insistat și eu când eram în primărie avem o echipă de urmărirea a lucrărilor, fie că era de investiții sau de lucrări de reparații, o echipă care foarte exigentă și făcea controle zilnice și inclusiv eu și viceprimarul făceam controle pentru ca lucrările și calitatea acestora să fie foarte, foarte bună. Înainte să mai face o completare, dacă îmi permiteți. Da, te rog. Vis-a-vis de zidul de sprijin, zicea domnul Păducel, o să vă rog să mergeți să faceți un reportaj, dacă se poate, de la Pârâul Moșici. Credeți-mă, este ceva ce nu poate fi descris. Lucrarea executată prin anul 2016-2017 a ajuns să fie efectiv cu proptită. Propte de lemn, cu bile de lemn puse ca să nu cadă un zid pe celălalt. Lipsă fier beton la structura de rezistență. I-am adus la cunoștință atunci eu personal în Consiliul Local și domnului primar și domnul viceprimar și mi s-a transmis ceva de genul, lăsați că știm noi ce facem. No, și încă nu e finalizată lucrarea, bineînțeles că lucrarea a rămas de atunci. Revine iarna imediat. Da, o să rămână probabil tot așa, dacă rămân dumnealor la conducere. Bun. Și n-ar fi rău, domnul Brand, dacă s-ar face acest reportaj, pentru că noi cu siguranță vom sta de vorbă cu cetățenii de pe strada Moșici, pentru că domnul Burdea a ridicat și problema necesității amenajării sau canalizării pe această porțiune de, sau pe această stradă, la care ni s-a răspuns nu vreau cetățenii. O să stăm de vorbă, avem posibilitate de pe strada Moșici să cuplăm canalizarea în cea de la Cimpa și ar fi o treabă importantă și realizabilă, zic eu.
Domnule Ilie Păducelu, v-aș întreba ceva și pe amândoi v-aș întreba, dar prima dată pe noastră. Ce nu ați făcut bine în mandatul 2012-2016? Ceva ce n-ați făcut bine, cum se întâmplă aici la Părâu Moșici, poate și dumneavoastră n-ați făcut bine. Măcar să vă, cum suntem, la momentul adevărului. Le spuneți oamenilor, da, domnule, uite, poate acolo am greșit, poate acolo n-am făcut ce trebuia. Și acum, ce le promiteți oamenilor, adică să le spuneți ce nu le puteți face? Că oamenii poate au pretenții mari. Da. Adică așa e mai corect. Mă bucur că mi-a spus această întrebare. Eu zic că cea mai mare greșeală a mea în acest mandat, cu toate că am avut cele mai mari realizări și au recunoscut inclusiv colegii mei primari din Valea Jiului, cea mai mare greșeală a mea din acest mandat și nu numai, cred că de-a lungul vieții, că am avut încredere în unii oameni care nu meritau să am încredere în ei. Dar pe linie de proiecte, de infrastructură, da, știu, o nereușită vis-a-vis de, ceva. Vis-a-vis de proiecte, nu am reușit, nu că îmi reproșez, dar îmi pare rău că nu am reușit să fac mai mult în ceea ce privește proiectul cu domeniul, privind amenajarea domeniului schiabil de la Șureanu, pentru că așa cum am spus și repet, nu am fost sprijinit și mi s-a pus piedici așa pe față de către Consiliul Județean, direcția silvică de la județ, care, bineînțeles, este în subordinea Consiliului Județean. Am fost în audiență la președintele Consiliului Județean de pe timpul respectiv de N ori. Nu s-a vrut să se sprijine și eu mă mir, că nici în mandatul actual administrația n-a reușit să demareze acest proiect sau să chiar să finalizeze acest proiect, pentru că sau având de partea lor Consiliul Local, Consiliul Județean, Prefectura, Guvernul și Parlamentul. Dar la acest capitol, ca să fie clar pentru cetățenii din Petrila care sau pentru care această investiție este prioritară și bine, sunt și altele prioritare, dar este o alternativă vis-a-vis de închiderea și pierderea locurilor de muncă din minerit. Eu îi asigur pe cetățeni că în mandatul 2020-2024 eu împreună cu echipa mea cu 100% vom finaliza această investiție. Ce nu veți putea să știți face? Că am și discutat cu primul ministru, informez cetățenii, de două ori și la Petroșan și după două săptămâni la Orăștie, am discutat cu primul ministru, am discutat cu ministrul mediului și pădurilor și apelor și se va debloca și realizarea acestui proiect și de asemenea și cu microhidrocentrala și cu parcul eolian și multe alte proiecte care acum sunt blocate. Ce nu veți putea face și poate lumea așteaptă? Spuneți-le oamenilor că țin minte că în 2016 la alegeri toată lumea vorbea, creăm mii de locuri de muncă, creăm nu știu ce, creăm... Spuneți-le oamenilor ce se poate și cam care e conjunctura. Pentru că am nu să promit. Bugetul are și el un... Da. Doar atât am să promit cetățenilor. N-am să promit mii de locuri de muncă și n-am promis. Doar le-am amintit cetățenilor și de data aceasta o fac. Cu deosebit respect față de cetățeni. Avem în proiectul nostru de campanie sau în... pliantul nostru de campanie avem ca obiectiv înființarea societății înființarea societății Consiliului Local sau repornirea acestei societăți și să ajungem undeva organizarea acestei societăți. Edilul. Să ajungem undeva la cel puțin 200 de locuri de muncă cu 3 sectoare de activitate. Aceasta înseamnă locuri de muncă, că acum mai sunt undeva în jur de 50, au fost 165, acum mai sunt undeva în jur de 50. Este cel mai vinovat din acest punct de vedere este primăria, pentru că nu a sprijinit această societate să-și desfășoare. Și dumneavoastră ați fost acuzat, da, cu gospodăria, că
că ați băgat-o în faliment de nu știu câte ori. Deci, am auzit și eu. Deci nu a fost băgată în faliment de către Păducel. Păducel a sprijinit întotdeauna societatea. Îi aduc aminte celor care a făcut aceste afirmații că și trebuie să și pronunț numele, îi aduc aminte lui Vasilică, că era viceprimar, și noi executam cu edil urban inclusiv reabilitări de blocuri. Dar el, activitatea de viceprimar a făcut-o la fără frecvență. Deci vreau să vă spun că tot ce înseamnă investiții, așa cum a fost înainte, vor însemna locuri de muncă. Astăzi, fiind în oraș, un investitor din oraș m-a întrebat dacă putem în viitor să asigurăm, să punem la dispoziție un teren sau o hală pentru că vrea să deschidă o fabrică de producție cu cel puțin 25 de locuri de muncă în prima fază. Bine că a spus 25, deci, că n-a spus vreo 1000 deci să 25 să de locuri tot. De muncă în prima fază, este un început bun, este un om foarte serios. Nu, și o cifră decentă, numele, adică de asta spun că și mai bine le spui la oameni, domne, 25, 50, 100, decât să le spui pe 2, cât posibil o să punem, și aceasta este prioritatea, pe cât posibil o să dăm, așa cum am dat și înainte, atenție și sprijin investitorilor locali. Pentru că avem oameni nu serioși, foarte, foarte serioși, oameni care și acum au obținut fonduri pentru dezvoltare de peste 1.250.000 de euro. Fiecare din cele două firme mari de pe raza orașului Petrila, care au peste 100 de angajați, una peste 50 de angajați, și a construit una dintre ele hală de peste 1200 de metri pătrați. Deci sunt oameni serioși, trebuie sprijiniți, trebuie să fim alături de ei. Și acestea sunt, domn primar. Sprijiniți care vrea să înceapă activitate nouă. Eu sunt de acord și am să propun Consiliului Local 5 ani de zile să nu le luăm niciun leu impozit pentru teren sau pentru hală, pentru că veniturile la bugetul local vin din taxele și impozitele salariaților. A fost consilier local. De ce n-ați propus până acum treaba asta? Am propus, am făcut cât am fost primar și eu vreau să vă spun că, din păcate, nu că mă plâng, dar având majoritatea domnii de la PSD, noi am fost oarecum tratați ca o cantitate neglijentă în neglijabilă în Consiliul Local și umiliți de multe ori, dar am făcut și cetățenii au știut că am făcut și au văzut că am făcut o poziție constructivă. Spuneți, domnul Burdea, cum umiliți? Adică ce umiliți? Credeți-mă, de multe ori am avut la fiecare ședință de Consiliul Local, am avut și noi părerile noastre. Cât erați? 6? Sau 6. Vis-a-vis de proiectele de hotărâre, am avut tot timpul... Că lumea trebuie să știe, erați 6 și 19, parcă sunt... 19 total, noi 6, deci numai, și ei 13. Deci nu prea pușca, adică... Deci nu am avut niciun fel de putere în Consiliul Local și nu odată ni s-a spus și de către domnul primar și de către domnul viceprimar, nu avem nevoie de voturile noastre, puteți să bateți din gură cât vreți, nu ne interesează. Dar bun, dar totuși trebuia, dacă vă dădea afară pe ușă, să intrați pe geam, nu știu cum să faceți, cumva. Ne lăsau să vorbim, să ne spunem punctul de vedere, dar într-un final mașina de vot, cum zicea domnul Păducel la o emisiune anterioară, funcționa foarte bine. Deci când era de votat, treceau proiectele fără niciun fel de problemă. În calitate de consilier local, cu experiență deja, de acum două mandate înseamnă deja experiență, plus calitate de inginer care are ochiul format, nu știu ce. Domnul Burdea, ce ați văzut în actualul mandat când a mers, știu, obiective, realizări? Ce v-ați dori ca și consilier local să faceți mai mult în viitorul sincer mandat, dacă lumea o să vă ajute cu votul? Sincer să vă spun, după ce am pierdut alegerile în 2016, eu unul am fost foarte dezamăgit, eram pe punctul de efectiv de a renunța la politică. Chiar nu ne așteptam la umilința pe care am
primit-o în 2016 și eram pe punctul de a renunța. Eu nu aș pune umilință. Eu aș spune că pe, sincer, undeva, pe undeva lumea a vrut să încerce și altceva. Da. Adică a vrut să vadă cum arată Petrila fără primarul Ilie Păducel, care era de la din 90-96 încoace. Dacă îmi lăsați să-mi duc ideea și până la imediat, că vă las. Și lumea a vrut să vadă poate o schimbare, să vadă ce se întâmplă. Acum cred că lumea a văzut și poate și pentru organizația dumneavoastră, pentru domnul Păducel, pentru toată lumea, a fost și o lecție de viață. Așa este. Deci nu a zis umilință. Umilință e un cuvânt greu. Dar totuși e o lecție de viață pentru toată lumea, inclusiv pentru cetățeni, care acum pot să pună în... Exact. Vă rog, continuați. Deci după ce am pierdut alegerile, sincer să vă spun, fiind mai tânăr, cum ziceți dumneavoastră, am zis, mă, poate vin colegii mei mai tineri. Fiind și domnul primar, domnul viceprimar, de o vârstă apropiată cu mine, am început să cred, poate și eu prin toamna anului 2016, o să vină 2000, o să înceapă, 2000 de locuri de muncă, investitori, cu parfumuri, cu ciocolată, cu fel și fel de povești. E schimb să vă spun... Au intrat niște chinezi pe bicicletă, cum îmi spunea cineva, da, și am spus-o la emisiune. Au intrat în oraș, s-au plimbat pe acolo. Da, nu au mai apărut nici investitorii, nici... vestita hală de la Mina Petrila, sincer, oamenii au primit și ei o palmă de la actuala administrație, pentru că au avut încredere, au zis că vin oameni mai tineri, cu idei mai tinere, poate, cu alt elan, cu alt avânt. Și, din păcate, copiii nu s-au întors acasă, au rămas tot peste hotare, tot departe de familie, investitorii nu... Efectiv, ne-am adâncit un pic într-o... Bine, acum trebuie spus că nu doar la Petrila e fenomenul ăsta. Este o chestie generală în Valea Jiului, din păcate. Deci nu iau apărarea nimănui, nu, dar este o problemă în toată țara chiar. O să știți că alte zone sunt din zone, țară... Păi vă spun eu, sunt zone din zona Clujului, de unde se trag ai mei, unde la fel aceeași poveste, toți îți plecați, nu găsești unul. În Maramureș, dacă te duci, sate sunt plecate sate întregi în... peste este. Tot. În Bucovina la fel. Dar trebuie cumva să facem, să-i aducem acasă și asta trebuie început și de la centru, de la zona, cum să zic, politicului de centru, dar și de la, cum spunea domnul local Păducel, că trebuie găsite oportunități de noi locuri de muncă, mă rog, 25, 30, 15, mai avem o problemă, nu găsim meseriași. Locuri de muncă, dar bine plătite. Da. Mai bine plătite. Plătite, dar pentru asta trebuie meseriași, da, care nu prea mai avem. Da, așa este. Da. Și problema forței de muncă este destul și de... Și calificați, adică foarte calificați și meseriași. E o problemă. Acum totuși, la, dacă îmi permiteți... Vă rog. La liceul din Petrila, prin școala profesională, prin clasele de la profesională, se pregătesc copiii sau elevii în unele meserii care sunt necesare în economia din Valea Jiului. Da, dar am înțeles că patronii nu prea... Da, sunt, din, colaborează. sunt firme din Petrila care primesc și organizează practică și au elevi în practică, după practică îi angajează, îi încadrează. Da, dar foarte, da, multe alte firme care nici nu vor să audă. Sunt, și nu înțeleg de ce. Așa este. Noi trebuie să urmărim acest lucru și trebuie să fim mai mult, eu cred că aceasta este prioritatea zero pentru noi, să fim mai mult alături de oameni și mai ales de tineri și de copii. Nu am neglijat niciodată ceea ce înseamnă condițiile începând din școli și grădinițe pentru copii și de la, până la liceu, dar se pare că trebuie acum mai mult ca oricând, pentru că ca să încercăm să lămurim tinerii să rămână aici, dar creindu-le condiții. Oricum, vreau să vă spun dumneavoastră și petrilenilor mei, cum e drag mie să spun, că în cadrul echipei mele nu există nici un
viitor consilier sau niciun membru al echipei care să aibă firmă să transporte oamenii în străinătate, cum sunt la alte echipe din orașul Petriva. Cu ce ministru de la educație v-ați certat? Că nu mai țin minte. Mihnea Costoiu? Cu mai mulți. Păi că nu vreau să vă facă atelierul acolo. Da. Dar spuneți că e simpatic episodul. Da. Le-a zis, domnul ministru, dar cât să mai vin eu până la București, că m-am săturat? Era vorba de reabilitarea atelierului școală, de la școala de Sârbu, care era practic al liceului. Al și liceului tot zicea, lasă, și... domnule, că o rezolvăm. Da, și da, dumneavoastră da, a zis, dar da, cât da, să mai vin? În orice caz, dacă luăm în considerare și recunoaștem și cetățenii știu cel mai bine, mie mai puțin îmi pasă, mă scuzați că nu recunosc contracandidații mei ce s-a făcut. Dar cetățenii știu că firmele care funcționează astăzi în orașul Petrila, firmele puternice, firmele mari, că sunt pe platformele unităților miniere, că sunt în centru de afaceri, că sunt pe zonele unde au fost concesionate terenuri și s-au construit firmele mari, cum ar fi Simausrom, cum ar fi societatea Lovental și așa mai departe. Nu mai zicem firmele acum, că după da, aia... Bine, eu, noi oricum noi ne mândrim cu ele. Știu că vă mândrim, așa, dar au fost înființate, sprijinite, dezvoltate și puse pe picioare pe timpul când Păducel a fost primar. Și am de gând, împreună cu echipa, să sprijinim în continuare și tinerii din orașul Petrila să lucreze la aceste firme și la cele care vor lua naștere și se vor înființa în continuare în orașul Petrila. Încă mai avem terenuri disponibile, încă mai avem posibilitate să achiziționăm. Eu nu mă angajez că construim poi mâine hale de 5.000 de metri sau de 10.000 de metri pătrați, pentru cum s-a angajat actuala administrație și după 4 ani de zile au reziliat contractul. Dar două secunde, așa? Că atunci mai mergea presa pe la ședințe. Da. Și țin minte că dumneavoastră ați spus atunci într-una din ședințe că acele hale nu vor fi eficiente. Se bagă o grămadă de bani de la bugetul local în ele și nu o să găsiți investitori, sau nu știu cum le-a zis, da, pentru ele, și se susținea din partea cealaltă că ba vom găsi, ba nu știu ce, iar asta a fost una din temele, tema de campanie în 2016, dacă bine mi-aduc aminte, și acele hale în prezent, într-adevăr, nu s-au făcut și nu mai era Păducel să zică că pune tălpi. Da, nu s-a făcut întâmplat? Nici hala, care, halele deci care spuneau să fie construite. Ați avut dreptate sau ce? Da. Și nici măcar nu s-a dat, să zic așa, nu s-a valorificat, nu s-a pus în valoare obiectivele oprite pe platforma minei Petrila. Nu știu câți bani se pusese deoparte, o sumă mare. Da, și acum se plătește pentru cele de la mina Petrila, cred că 1 miliard lunar pentru paza obiectivelor respective. Eu propusesem atunci, dacă vă aduceți aminte, că participați la ședințe și vă organizam inclusiv conferințe de presă, să achiziționăm halele sau da, halele de la fosta fabrică de mobilă după expertiză tehnică și economică, pentru că și atunci și acum societatea care le are în proprietate, firma care le are în proprietate, are foarte mari datorii atât la bugetul de stat cât și la bugetul local și se putea lua prin compensare. Am înțeles că trebuie bani mulți băgați și în alea. Bun, am zis după având utilitățile toate acolo, curent, apă, gaz și așa mai departe, calea ferată peste Jiu, pod și multe alte facilități, eu zic că oricum îi puțin probabil sau era puțin probabil ca să le ia același investitor pe toate. Dar sunt vreo 11 hale, dacă nu mă înșel, dacă rețin bine numărul lor, și se putea, da, mă scuzați așa, pe bucăți, cum s-ar zice, sau să se dea la mai mulți investitori și să fac era un parc industrial. Da, mult mai ieftin, mult mai le puteam pune la punct în funcție de nevoi și de solicitări și nu era cheltuiel ca da, și cu o hală nouă.
domnul Păducel, nu puteau să intre sub egida unui parc industrial, să acceseze fonduri europene și așa mai departe, să nu se mai bage bani de la buget. Acum, dacă m-a întrebat sau ați deschis discuția cu parcul industrial, din păcate și cu amărăciune o spun... Pe producție. O spun că de-a lungul timpului ne-au promis guvernele care s-au perindat și în România, da, și am avut și guvernator și am avut și, au fost și miniștri și prim-miniștri și așa mai departe în Valea Jiului, dar din păcate prea puțin sau aproape deloc nu s-a făcut. Acum vin bani pentru pe 2021. Acum sunt bani, sunt bani în toate domeniile de activitate, infrastructura mare și un a României, un parc nici, industrial acolo, repet, nu se poate face. A fost, da, se poate face, se poate face orice. Că, pe halele astea care spun dumneavoastră. Da, se poate face orice și preocuparea noastră aceasta este să facem, să nu facem pentru noi prima dată, cum au făcut alții, să nu facem pentru noi, să facem pentru cetățenii care ne vom alege. Bun, dar haideți să lăsăm puțin și pe domnul Bordea, chiar asta vroiam. Chiar ca o completare vis-a-vis de hala de la, de la Mina Petrila, să știți că noi am fost destul de reținuți, la un moment dat chiar nu vroiam să trecem proiectul respectiv, că am zis și dacă o să reușiți să faceți hala, nu o să găsiți investitori, nu o să aveți pe cine să aduceți la hala respectivă. Într-un final am fost de acord și noi cu proiectul și am ajuns după 4 ani de zile, acum vreo 2 luni de zile, după ce a intervenit și situația cu pandemia, ne-am trezit la o ședință de Consiliu Local cu proiect de hotărâre pentru rezilierea contractului cu o firmă, Lembeck, ceva de genul. Nu mai vor să vină, având în vedere pandemia, și-au restrâns activitatea și nu mai vor să vină. Și a rămas și hala, de fapt, ca în tren. Ca în tren. Și ca banii și cele 2000 de euro. Și câți bani au fost dat? Mulți, mă gândesc, pentru proiect. Undeva în jur de 100.000 de euro. A fost și proiectare, studiu de fezabilitate, proiectare. Sunt bani pentru bugetul local. Da. Bun, mai vreați tot dumneavoastră, domnul Bordea, să mai spuneți ceva legat de obiectivele și realizările de consilier local. Vă rog, știu că v-ați pregătit treaba asta și vreau să apucați sincer, în 3-4 minute să ne spuneți, vă rog. Da, sincer, eu am mai aveam un proiect acum, mă tot leg, sau da, tot vis-a-vis de strada Moșici, o mare nerealizare mea, ca să spun așa, acum un an jumate la o ultimă ședință de final de an, a venit inclusiv domnul Costel Avram, fiind director la APASERV și la finalul ședinței, după ce ne-a prezentat proiectele APASERV pe raza orașului Petrila, ne-a întrebat și pe noi consilierii dacă mai avem ceva de, mă rog, probleme de pe raza orașului ca să le putem rezolva. Eu personal am ridicat problema vis-a-vis de canalizarea din strada Moșici, dumnealui... Stat acolo cumva? Nu. Dumnealui a avut deschidere, doar că domnul primar a spus nu, pentru că nu facem canalizare, că nu vor cetățenii, încă nu era turnat asfaltul, am zis, este păcat să se piardă sau să asfaltăm și peste un an, doi o să fim obligați de Agenția de Mediu să facem canalizare, că nu mai merge cu deversare prin Părău, prin... Nu. Și din păcate nu s-a realizat, sunt mai multe nemulțumiri, așa, de exemplu, și cu microhidrocentrala de la Taia. Aducea destul de mulți bani. Se plătea curentul de la liceu, de la primărie, școli, iluminatul public. Există voci că printre ecologiști că s-ar strica mediul acolo și că n-ar fi fost cea mai binevenită. După câte știu eu, da, este vorba de o asociație de pe la Cluj. Au demonstrat ei că trăiește, nu știu ce, furnică, grăunte. Din cauza asta au deschis și un proces prin instanță. Într-un final s-a oprit microhidrocentrala și primăria acum e obligată să suporte. Dar eu nu înțeleg, când se începe o astfel de lucrare, nu există avizele înainte? Au avut toate avizele de la mediu. Nu se face un proiect și nu... Au avut toate avizele, doar că cineva s-a trezit după câțiva ani de funcționare. Că... Da, bun, e logic. Dacă au câștigat în instanță, înseamnă că nu au fost bune avizele.
ce să zic? Bun, avizele au fost date de organismele și pe cei care au fost autorizați să le dea. Da. Atât timp cât au fost proiect tehnic, au fost avizele obținute, au fost autorizații de construire eliberată. Deci, mă iertați că vă zic așa, întrebați pe cei care sunt acum că pe timpul lor s-a oprit. Pe timpul meu a fost construită, pornită și a produs și a intrat bani de la această investiție în bugetul local și urma să negociem cu această firmă privată creșterea aportului lor către bugetul local. Deci un lucru făcut și oprit. Da, bineînțeles. Nou, și câți bani intrau la bugetul local? În jur de 1 miliard lunar. Lunar? Da. Bani frumoși. Da, și plăteam iluminatul public în orașul Petrila pentru aproximativ 3500 de lămpi, undeva la 300 și ceva de milioane. Bun. Dar plăteam, atenție, achitam cu banii respectivi iluminatul public și tot ce înseamnă cheltuielile cu energie electrică în școli, grădiniță și primărie de pe raza orașului Petrila. Eu mă gândesc că un proiect odată început, care produce, se putea face ceva, adică să fie pe la mijloc. Da, s-a corectat ceva, da. Și ecologiștii sunt convins că poate au dreptatea lor. Dar se putea face în așa fel lucrurile încât să nu se închide de tot și să respecte și partea de ecologie. Din moment ce s-au dat avizele. Exact. Nu văd de ce. Înseamnă că n-au fost avizele corecte. Nu știu ce să zic altceva. Da. Bun. În ultima, mai avem foarte puțin, mai avem. Da, 10 minute, 9 minute. Aș vrea să vă întreb câte ceva pe ambii despre echipa dumneavoastră. Dumnealui să prezinte poate o parte din consilier, dumneavoastră iar o parte și eventual pe cei care îi susțineți și pentru Consiliul Județean. Da, aș începe, dacă îmi permiteți, cu cei de la Consiliul Județean. Avem, în primul rând, vreau să vă spun despre echipa care este lângă mine, că este o echipă, așa cum am spus, de profesioniști, de oameni care bine pregătiți și dornici de a face treabă. Domnul Burdea, care este pe locul 2, este lângă mine și mulțumesc că a rămas și dorește să continuăm ceea ce am început și ceea ce am realizat în orașul Petrila, să demonstrăm celor din Petrila că putem și vrem să facem. Avem cadre din învățământ, pe locul 3 este Gaier Daniela, profesor de peste 25 de ani în învățământul petrilean. Și dacă am zis cadre din învățământ, vreau să vă spun că și să știe petrilenii că am asigurare de la peste 25 de cadre din învățământul petrilean că vor fi și vor veni să ne sprijine la aceste alegeri. Așa. Avem oameni de afaceri, Roșulescu Marian, care cu toate că este de profesie inginer miner, a dezvoltat o activitate în orașul Petrila în cadrul centrului de afaceri. Constantin Dramașcanu, de asemenea om de afaceri, Mogoi Florin și fost viceprimar. Și fost viceprimar al orașului Petrila. Mogoi Florin, care este inginer și lucrează la spitalul din Petroșani, Temneanu Ion, a lucrat ani de zile, zeci de ani la Mina Petrila și actualmente este pensionar. Fost și lider de sindicat. Da. Lasconi Horațiu este președintele organizației de tineret, un tânăr care are multă voință și dorință de a aduna tinerii și de a construi pentru tineri în cadrul orașului Petrila. Deci șeful organizației de tineret, da. Înțeleg, da? Ciuică Alexandru, de asemenea, aș putea să spun că este ajunctul acestuia și lucrează la ambulanța Petroșani. Și la femei, pe cine aveți lider? La femei e doamna Gaier, da. Ciuică Alexandru este și în
propunerea noastră din partea tineretului pentru Consiliul Județean. Avram Ionel este inginer șef de sector la Mina Lonia, Florea Gheorghe electrician și a lucrat la Mina Lonia, Enulescu Marinela lucrează în prestări de servicii tot în Petrila și lista poate să continue, dar o să mai prezint și în alte întâlniri, cu siguranță. Ni s-a alăturat încă doi medici, trei medici de familie să ne sprijine și le mulțumesc și cu această ocazie. Echipa noastră, organizația noastră are ca și propunere pentru Consiliul Județean și chiar pe loc eligibil pe doctorița, pe doctorița Bărbulescu, care este și acum consilier județean, este lângă noi și ne sprijină Emanuel Andronache, care candidează ca și consilier independent pentru Consiliul Județean, de la primar mă sprijină. Fost pere meu, nu? Da. Vasile Costache, candidat la consiliu, pentru consilier local, dar mă sprijină pentru primar. Oameni de afaceri cu care am discutat și multe alte persoane și oameni de bine din orașul Petrila. Și în primul rând eu contez pe majoritatea populației din orașul Petrila, pentru că, așa cum am mai spus-o, de fiecare dată am să repet și sper să nu plictisesc, niciodată nu mi-a plăcut să fac promisiuni fără acoperire, să mint oamenii, să le promit ceea ce nu pot realiza, pentru că adevărul adevărat din 2016 este că oamenii, din păcate, au fost mințiți, oamenii au crezut în promisiunile făcute, s-au convins, sper că s-au deșteptat și cu siguranță s-au deșteptat și nu vor mai face aceste greșeli. Foarte pe scurt, domnul Burdea, să mă uit așa, două minute. Prezentați și dumneavoastră echipa, prezentați-vă oamenilor încă o dată ce mesaj vreți să le transmiteți, foarte repede. Sincer, eu aș mai avea două proiecte, chiar, ce am mai vrea noi să realizăm în mandatul 2020-2024. La școala generală numărul 2, între școală și grădiniță, a mai rămas o porțiune bună de teren și ar vrea să facem un teren sintetic pentru copii acolo, pentru că nu au copii, efectiv, corect, nu mai au loc de joacă. Și al doilea? Și o dezamăgire, ca să zic așa, am avut zilele trecute un proiect de hotărâre pentru testarea personalului din primărie, având în vedere că sunt sau erau la momentul respectiv 4 cazuri active în primărie, deci era efectiv un focar de infecție pentru populația din orașul Petrila, având în vedere că toată lumea merge la primărie pentru fel și fel de probleme, orice problemă au, ce necaz, correct, fug repede la primărie. Și, din păcate, nu ne-a trecut proiectul. Domnul primar chiar ne certa, reproșându-ne că suntem în campanie electorală, că ne-am trezit noi cu proiectul acum. Deci eu zic că totuși ar trebui să lăsăm, când e vorba de sănătatea oamenilor, a cetățenilor, ar trebui să lăsăm totul deoparte și să ne gândim la lor și... Domnule primar, 30 de secunde, un ultim cuvânt pentru emisiunea de azi. Da, în primul rând vreau să... Aici e camera. Da, în primul rând vreau să nu depășesc timpul, dar să și spun că am fost astăzi în cartierul 8 martie. Lumea este foarte nemulțumită pentru că sunt încă probleme și în cartierul Martie. De exemplu, este un bloc, blocul 52 din cartierul Martie, care de două zile n-au gaz. Da, sunt probleme. O problemă cu gaz în toată Valea Jiului. Da, da, dar trebuia să fie cineva să rezolve, să vorbească cu oamenii și multe, multe alte probleme. Vă promit o emisiune, o facem numai cu probleme. Da. Dar vreau în încheiere să fac un apel din suflet către cetățenii din Petrila să înțeleagă că îi rog în modul cel mai respectuos să fie alături de noi în data de 27 să voteze
pe Păducel ca primar și echipa lui, pentru că nu îi vom minți niciodată. Eu vă mulțumesc pentru că ați venit în studio. Vă doresc tuturor ascultătorilor, telespectatorilor, s-o obișnui cu radio, telespectatorilor o seară cât mai plăcută alături de Capital TV. La revedere!